Sunt eu întâi și întâi, fiindcă eu o să moderez. Bună ziua, stimați locuitori ai comunii Bubuieci, locuitori ai municipiului Chișinău și a tuturor celor care ne privesc. Suntem la Bubuieci, suntem aici pentru că anume aici unde suntem noi, sector privat, inclusiv și blocuri multietajate, astăzi în secolul 21 nu sunt conectați la rețeaua de gaz. Și asta este o problemă foarte mare a acestei localități. Dar nu cred că eu sunt cel mai indicat să vă spun despre acest lucru. Eu cred că locuitorii o să vă spună mai exact cât de mare este problema și cât de mult îi afectează acest lucru. Eu o să rog colegul să se prezinte și să ne spună cât de gravă este problema și care este situația. Mă numesc Gali Țigur, sunt locatar al străzii Ferarilor, comuna Bubuieci, sectorul nou. Corect așa se spune, zona asta Bubuiecilor este sectorul nou. Din start, zona asta a fost proiectată, nu că a fost proiectată, a fost preconizată pentru case locative, cum se vede, de genul sector privat, dar între timp au apărut case multietajate. Din start, când s-a tras, problema s-a început, adică problema e mult mai veche. De s-a început cu apeductul, care a fost proiectat nu conform cerințelor și standardelor care trebuie să fie. Cu cât mai mult progresăm înainte și se ocupă locul respectiv, fiecare consumator vrea să se conecteze la apă, electricitate, canalizare. Canalizarea tot e o problemă. A fost proiectat pentru anumit număr de casă, nu face față, e problemă. Iarăși se primește că necesită investiții pentru a o aduce la condițiile tehnice necesare. Acum noi ne-am ciocnit cu problemă cu gazificarea. Nimeni nimic nu s-a interesat până acum, la toți le era ok. Cum noi ne-am organizat cu strada Ferarilor, zidarilor, am avut suportul și vecinilor de pe Petrarilor, Lemnarilor, străzile adiacente mai la deal. A apărut așa un moment că mi s-a propus că iată dacă vreți, de un anumit agent economic, dacă vreți, adică ca propunere la careva din vecini a venit. Mie personal nu mi s-a adresat așa propunere. Iată câte 10.000 de lei, voi până în toamnă aveți țava la poartă și tot așa mai departe. Când noi puțin ne-am început să ne mai aprofundăm în întrebarea dată, nouă ni s-a propus, adică de unde, cum vom fi racordați, noi vom fi racordați de strada Busuiocului. Noi suntem deja racordați de pe altă stradă cu apa, nu facem față. Mai concret spus, la sectorul de vile. Oamenii când au acolo, e apeductul construit din banii lor și când deja nu este presiune pentru apă, ei ne închid pe noi ca să aibă ei apă. Cu gazoductul tot nu vrem să ajungem la așa problemă. Și pe noi nu ne interesează racordarea de pe strada Busuiocului, că e presiune medie și tot așa mai departe. Pe noi ne interesează gazoduct de la intrarea din Bubuieci până aici să fie țavă nouă, chiar dacă vedeți, un bloc de 12 ani, el poate fi repartizat să fie construit 4 case. Dacă el din start e preconizat pentru o casă de genul respectiv, ea imediat deja, dacă o să fie proiectat pentru un lot, deja apar 3 consumatori. Ce se primește? Surplus, ceva care a fost construit pentru... În cazul, dacă el va fi construit conform parametrilor tehnici, real, țavă nouă, va fi schimbat dulap sau ce e necesar, dar consumatorii nu or să aibă de suferit. Independență chiar câte case ar fi, 3 gospodării, 4 pe un lot, nu contează. Și de asta pe noi ne interesează să fie gazoduct nou. Deoarece noi avem de pe strada paralelă mai la vale, cum e? Grigori Vieru. Construcția țevii și racordarea la țava de gaz, acolo merge în formă de conus. În capăt e 60, mai departe merge 45 până și ajunge la 30. Duplexul ăsta care se vede acolo, el e numai o singură parte conectată, cealaltă parte nu poate să conecteze, nu-i presiune. Cazanele sau ora gazul sunt în regim de avariere. Asta demonstrează ce ești pe noi. Anticipați dumneavoastră. Da, ce noi vedem deja din start. Spuneți-vă rog frumos, da. Noi suntem aici în Bubuieci, care este parte componentă a municipiului Chișinău, care pretinde că e capitala europeană. Exact. Cu ce vă încălziți voi iarna? Fiecare din... Sincer, fiecare din forțele proprii. De exemplu, care are cazane pe biomasă, care are cazane pe combustibil tare, cum ar fi cărbune, și mai scurt, cărbuni și cu lemne. Dar e regretabil faptul că vecinii care se locuiesc în blocurile astea multietajate, până la moment, o mare parte din ei, spunem așa, să nu fie prea matur, 95% din ei sunt încălzați pe electricitate. Și este foarte costisitor pentru ei. Dacă vă uitați aici în timp,
unii vecini chiar au de curs la asta, că într-un apartament, de exemplu, nu cunosc, e 2 sau 3 odăi, au pus cazanul la balcon ca să poată încălzi și să nu piardă la cheltuieli. Sunt niște cheltuieli enorme pe electricitate. Asta e strașnic. Asta vorbește de faptul că noi am fie mâine pe mâine să vedem oameni care se încălzesc în secolul 21 cu tizâc și cu șocleș. Mă scuzați de expresie, dar asta este. Dar tot dacă ați spus despre blocul ăsta, înțeleg că doamna este... Doar o secundă. Doar o secundă. Eu înțeleg că doamna este reprezentant sau locuiți aici în blocurile. Și locuiesc, evident. Da, spuneți-ne că dacă tot vă încălziți cu lumină, cât vă vine factura pentru lumină? Deci în perioada de iarnă rece ne ridicăm și la 4 și la 5. Depinde de mai ales alea care sunt cu copii mici. Păi vă spun cât metri, de 50. La 50 de metri, 4.000, 5.000 de lei. 65 nu au. La 5.000 Eu cred că asta pentru unii salariu întreg lunar. Dar pentru unii poate nici nu ajunge. Poate nici nu ajunge doar pentru energie electrică. Poate majoritatea suntem cu copii mici, familie cu copii mici, deci evident că unul din familie nu mai lucrează. Deci evident, soția stă cu copilul acasă. Așa că soțul lucrează pentru energie electrică. Necesitatea în bani evident este, dar pe lângă electricitate mai e și nevoie să alimentezi. Câte apartamente sunt în blocurile astea de locuit? În alea nu știu, este alt administrator, eu sunt administratorul la este 2 de strada Ferrarilor. Deci noi avem în casa, ca să vedeți, Ferrarilor 17, sunt 12 apartamente, în alea avem 22. Deci 30 ceva de apartamente, dar în total casă de locuit împreună cu apartamente sunt circa cât? 170? Cam 170 de gospodări. Acolo, da. 70, acolo la 7-8 etaj. Acolo 70 și ceva de... Am înțeles. Bun. Deci este clar că este în primul rând un disconfort, lipsa de gaz, o necesitate reală care este în secolul 21 de care noi avem nevoie și care ar și economisi un pic cheltuielile sau ar scădea cheltuielile pentru întreținere, pentru că iată vedem facturile cât sunt de mari. Continuăm. Și estetic, chiar și estetic. Dacă vă uitați atent, vedeți țevele astea. Ok. Sunt cazane care mai performante, care au zero, practic ajungem la zero și ceva emisii. Dar sunt cazane, de exemplu, tradiționale, care ele se încarcă manual și ele fumigă și tot așa mai departe. Poluează aerul respectiv? Cu poluare, da, este ok tot, dar cea mai mare fază că persoana care are așa un cazan, ea face niște eforturi maxime. Cumpără lemne, adă-le, dispele, aranjează-le, loc de depozitare și tot așa mai departe. Plus la asta, în fiecare lună trebuie să desfunde hogeagul și tot așa mai departe, coșul de fum. Adică astea sunt niște momente care, cum ați spus dumneavoastră, trăim într-o epocă în ghilimele externă modernă, dar până la urmă ajungem tot la sapa aia de lemn. Problema care e? Pe noi ne interesează gazoductul să fie de la zero proiectat nou și adaptat la cerințele reale care sunt la moment, din considerentul că da, s-a inclus un lot nou care la intrare. Persoanele care din masivul de la Vale, de strada... Ajută-mă, Alexei, care... Grigori Vieru. Da, de la Vale de Grigori Vieru. Se numește zona Sfinților, acolo toate stradele cu Sfinți. Ei tot au aceeași problemă cu gazificare. Acum, Chiprul cineva n-l aranjează că se introduce și ea și lotul de vile și tot așa mai departe. Oameni buni, stați aleacă, ei nu sunt tot oameni. Ei iar trebuie să meargă tot pentru aceia care noi am, pentru tot aceeași etapă care noi am mers. De ce nu din start să meargă ceva bine proiectat, pus la punct, ca să nu ne întâlnim cu aceeași situație? Cu electricitatea e tot aceeași fază. În sezonul rece, când e puțin mai frig, pui aceeași rolă și se dezbate pentru că... E pe avariere să pune și tu nu poți prepara mâncarea aia din considerentul când nu ajunge tensiune. Sunt la Union Finanță, spune, băi, la voi tot ok, pur și simplu sunt mare parte de consumatori. Iarăși ajungem la situație, ceva care nu a fost proiectat corect din start și tot așa. Așa că cu gazoductul noi vrem din start să fie tot ok. Problema este ok, clar. Termine, nu ni s-a spus cineva, că până în toamnă veți. Când am dat întrebarea de, concret, pe 25 dacă să fie, act confirmativ pe 25, fiecare zi de întârziere, penalitate. Ce vă să cereți la Moldova Gaz? Noi nu vrem să cerem. Noi vrem, chiar dacă durează în timp, dar până la urmă să fie corect. Haideți să le luăm pe rând, da? Deci, eu de ce spuneam? Eu cred că problema este suficient de clară, mai mult decât clară, cât e de gravă problema. Acum, haideți să vedem. Deci, există problema și întrebare
ce s-a făcut pe dimensiunea asta sau ce ați cerut voi? V-ați adresat la cineva ca să soluționați problema? Pentru că dacă noi doar vorbim în curtea noastră despre problemă, problema nu se rezolvă. Okay. Iar dacă, dar dacă ați făcut anumite adresări, eu aș vrea să știu unde v-ați adresat, care au fost răspunsurile și așa mai departe. Domnule Alexei, vă rog frumos să ne spuneți dacă v-ați adresat cuiva cu problema asta și dacă ați primit careva răspunsuri de la autorități, fie că e vorba autorități locale, fie că e vorba de autorități municipale și așa mai departe. Ca noi să știm ce au răspuns autoritățile la solicitările dumneavoastră. Bună ziua, sunt locatar al străzii Ferarilor. Și referitor la problema gazoductului, noi primii pași i-am făcut în 2016. S-au depus cereri la Chișinău Gaz, unde ca răspuns ni s-a spus ne adresăm la primărie pentru a hotărâ întrebarea. A doua solicitare către Chișinău Gaz a fost în 2018, unde Chișinău Gaz spune următoarele, fiindcă primăria Bubuieci are aviz de acordare din 2017. Pentru gazificare ne adresăm la primărie. Ulterior, s-a mai depus o cerere în 2020, cum tot așa se spune, primăria Bubuieci a primit aviz de acordare și tot așa, adică ne fugărește cer. Ulterior, noi în 2020, după ce am primit scrisoarea de la Chișinău Gaz, am depus o cerere către primărie, către primarul Bubuieci, cerere comună, unde noi solicităm gazificarea. O să văd câți oameni au semnat aici, dacă nu este secret. Prima cerere sunt 50 de persoane. 50 de familii, bănuiesc, reprezentați de familie. 50 de familii, da. Așa. Gospodării. Noi am primit răspuns de la primărie, unde se spune că aviz de acordare este primit în 2020 și urmează să fac pașii următori care trebuie să se facă. Iarăși mergem mai departe. După asta, noi iarăși am colectat semnături. Aici deja sunt mai multe. Sunt mai multe. Străzi sunt 4 străzi. 104 de gospodării. Adică merge în creștere. Da. Deci este după ce am colectat semnăturile date, noi am depus o cerere, iarăși comună, către Consiliul Local a Comunii Bubuieci, unde sunt anexate toate actele și semnăturile și toate răspunsurile de la primărie, răspunsurile de la Chișinău Gaz, toate absolut. Sunt notificate și sunt, adică, anexate la cererea dată. Dar să nu uităm și faptul că noi vorbim acum de semnăturile la consumatorii reali care sunt la ziua de azi. Dar acum, cum se începe sezonul cald, acuși majoritatea ori să înceapă construie și o să înceapă reveni și chiar sunt alții care ori să înceapă locui deja aici. Și iarăși crește necesitatea și crește numărul de consumatori. De acord. După cererea trimisă la Consiliul Local, am mai depus o cerere către Comisia de Buget și Finanță, tot a Comunii Bubuieci. Tot sunt aceleași acte anexate, ca cum au fost anexate actele pentru cererea precedentă. Aseară am primit răspuns de la primărie, depus la 28. Asta aseară am primit răspuns. Depus în ianuarie, abia aseară am primit răspunsul. Normal, e expirat termenul de răspundere, adică da, au venit exact cu întârziere. Da. Termen, așa, de două luni de zile. Două luni de zile. Plus-minus. Am înțeles. Asta e din partea primarului. Ce v-a scris el aici? Nimic concret, da? Fix ca în cererile următoare. Am înțeles. Urmează termeni proxim și tot așa mai departe. Da, deci eu înțeleg că v-ați adresat la administrația publică locală a dumneavoastră. Deci dacă ați vorbit de consilieri, ați vorbit de primari, ați vorbit de comisia buget, la nivel municipal v-ați adresat cuiva? La nivel municipal ne-am adresat domnul Gădinaru, din facțiunea PAS, președintele facțiunii PAS în Consiliul Municipal. Unii dumnealui, adică ne ajută și ne spune pașii primărgători, unii trebuie să ne adresăm. Primul suport, prima persoană care s-a implicat, asta este domnul Alexei. Domnul Alexei, consiliu... Este consilier local. Da, exact. Haideți să vorbim cu domnul Alexei, dar vă rog frumos să vă prezentați și să ne spuneți ce pași ați întreprins dumneavoastră și colegii dumneavoastră consilieri locali la petiția care a venit din partea locuitorilor acestei zone. Bună ziua la toată lumea, sunt Alexei Percemlă, consilier PAS Comunii Bubuieci, președinte Comisiei Finanță Buget. Deci după ce am fost contactat, solicitat de voi, de cetățeni, la data de
16 ianuarie, am venit aici pe, la fața locului, am avut o primă întâlnire, am aflat despre cauzele problemei, am venit cu, și cu alți colegi din Consiliu. Erau practic tot atâția oameni, poate mai mulți, și ne-au semnalat problema. Deci de atunci, care pași s-au făcut? Imediat la 28 ianuarie a fost în ședința Consiliului Local, s-a aprobat ca cheltuiala pentru proiectare, ridicare topografică acestui masiv, cât și a unui masiv nou care este în perspectivă, să fie suportată de către Consiliul Local, adică integral, integral. De la aici încet... dați-mi voi un pic să vă întrerup. Deci noi vorbim mai devreme, cineva spuneți că s-au propus cu 10.000 de lei și așa mai departe. Înțeleg că careva bani, cel puțin pentru ridicarea topografică și pentru proiectare, înțeleg că s-au găsit în bugetul local. Inițial, a fost votat, a fost aprobat inițial, decizia? Inițial, conducerea primăriei a vrut să aloce doar o sumă, acolo care era a treia parte din suma care noi o prevedem că o să fie pentru gazificare. Noi am identificat sursele necesare. Și în decizia noastră a Consiliului, care a trecut și cancelare și tot și nu are notificări, este scris negru pe alb că toate cheltuielile privind proiectare sunt asumate integral de către Consiliul Local Bubuiești. Deci, ca să știți, adică care n-au fost de la început, noi am mai discutat, primii pași s-au făcut, care deja este o decizie legală la bază care putem să mergem mai departe, să facem pași mai departe. Ok, banii pentru proiectare și pentru ridicarea topografică s-au identificat. Da. Întrebarea este următorii pași, pentru caiet de sarcini, pentru contractare și așa mai departe. Pe dimensiunea asta s-au făcut careva mișcări? Sau încă? Deci s-a discutat cu o companie privată care se ocupă cu proiectare și cu proiectare și încă una care nu știu denumirea și cu Chișinău Gaz. Compania prima a fost mai loială și mai rapidă ca în timp de o săptămână de zile să vină la noi cu un caiet de sarcini, adică sau cu un cost aproximativ pentru asta. Chișinău Gaz a tărăganat cam mai mult de o lună de zile vinerea la fața locului și propunerea unui ofert. Care este suma cheltuielilor și dacă este nevoie sau nu de făcut licitație pentru lucrul ăsta, pentru că asta fie lungește, fie nu lungește termenul, pentru că asta e o chestie birocratică, dar care dacă depășește o anumită sumă, probabil cunoașteți. Da. Aproximativ suma care a venit prima companie este de 500.000 de lei. Dar ce vreau să spun mai important, că cei de la Chișinău Gaz ne-au spus prin intermediul primarului, așa am înțeles de la primar, că chiar dacă ei se vor contracta proiectarea, va dura cel puțin 6-8 luni de zile, doar acesta. Prima companie a spus că dacă îi contractăm pe ei, o să fie nevoie de maxim 2 luni cu ridicarea topografică. Aici deja licitația o să arăte, pentru că asta e o chestie birocratică, trebuie să fie. Eu mă bucur că până aici s-a clarificat situația, s-au găsit finanțe și urmează deja să elaborezi un caiet de sarcini și să lansați licitația ca cât mai devreme să aibă loc procesul ăsta. Dacă v-ați gândit sau dacă ați identificat resurse pentru implementarea proiectului, dacă cunoașteți cam niște sume aproximative cât ar costa lucrul ăsta și dacă vă gândiți să apelați fie doar la bugetul dumneavoastră, fie o să aveți nevoie de suport de la Consiliul Municipal sau care surse de finanțare vedeți dumneavoastră sau poate de la locatari sau care, cum ați văzut dumneavoastră sau dacă ați avut o discuție cu locuitori. Pentru proiectare o să sumele le-am identificat. Sperăm că pentru dezvoltarea acestui proiect și îl va asuma Chișinău Gaz pentru viitoare jumătate de an, că cineva a spus acum mai devreme că ei prin mai iunie o să facă planul de dezvoltare. Pentru implementare o să încă nu am ajuns la etapa dată, dar cred că împreună cu locatarii și cu Consiliul Local o să ajungem la un numitor comun ca să ducem la bun sfârșit. Că ați auzit mai înainte că sunt probleme cu apeduct, ceea ce e o problemă mare și acolo vreau să includem ca Consiliul Chișinău Municipal, a municipiului Chișinău și cu chiar primăria Chișinău să se implice mai bine în problema asta. Dar cu gazificarea cât ține, eu cred că noi am putea, comun ar putea să-și suporte cheltuielile. Da. Dar fiind fapt că e vorba de 300 și ceva, 400 de cetățeni.
ați vorbit de Consiliul Municipal, eu ca consilier municipal pot să vă răspund la întrebarea asta. Din păcate, socialiștii și ONCE Bani încă până astăzi încă nu au decis cum distribuim banii. Normal, cei 75 de milioane care urmau să fie destinate suburbiilor trebuiau să fie de mult distribuite, pentru că noaptea pe 29 decembrie a votat bugetul împreună cu Șor și cu alte brigăți, că nu poți să numești fracțiuni, au votat noaptea că viditele arde. Și că de atunci a trecut 3 luni de zile și încă banii la suburbii nu le-au dat. Și acum vă spun eu ce o să se întâmple. Ori nu o să-i dai deloc, așa cum a fost solicitarea doamnei Polodiuc, colega socialiștilor. Fie, da, cel mai probabil că nu o să-i dai. Fie o să-i dai tardiv sau târziu și nu o să fie posibil de valorificat. Pentru că vă spuneam mai devreme despre niște chestiuni birocratice, licitații, contestații, nu știu ce, contract, întârziere. Și respectiv, dacă tu nu valorifici banii până la urmă, trebuie să-i dai înapoi. Respectiv, îți primești teoretic, ți-i dă, dar practic ți-i ia înapoi și nu-i valorifici. Și atunci nu se implementează proiectul. De asta este riscul e că cu banii ăștia municipali în anul ăsta. Dar să vedem care o să fie, pentru că aici iar există o problemă. De ce vă spuneam că e foarte bine să vorbim despre problema asta? Pentru că, din păcate, mulți primari nu discută cu oamenii și nu prioritizează corect lucrurile. Eu numai vin săptămâna trecută de la Trușeni. Unii nu știu dacă ați văzut, eu am constatat că primărița vrea să facă sale de fitness în timp ce oamenii n-au apă și canalizare. Și atunci când oamenii șeră apă și canalizare, ei vrea să facă sală de fitness. Și asta îi pare că e cel mai important. Exact așa și în localitatea dumneavoastră. De asta spuneam că asta este o problemă foarte importantă și e bine să o ridicăm în prim plan, lumea să o cunoască, ca să atragem investiții anume pentru acest proiect. Și să nu se ducă pe alte florișele, mă scuzați de expresie. Ok. Nu mă remarcă, da, vă rog. Ceea ce v-a prezentat grupul de inițiativă, vreau să vă atrag atenție aici la o scrisoare de la Chișinău Gaz, care datează din 2018. Prin care spune că Primăria Comunei Bubuieți a obținut aviz de recordare încă în 27 septembrie 2017. Deci, de 4 ani de zile, aproape nu s-a făcut nimic, nu s-a mișcat deget de deget. Apoi ei au depus încă cereri de recordare, prin care ei tot spun, voi aveți oameni buni avizul de recordare. Mergeți înainte. Nu s-a făcut nimic de 4 ani de zile, nici Consiliul trecut și nici administrația de trecută primăriei. În cazul ăsta, mie nu-mi rămâne decât să fac o concluzie, după care o să mai avem întrebări, propuneri și așa mai departe. Discuții. Doar o secundă, eu la ce aici să vorbim. Ce rugăminte am eu către dumneavoastră? În primul rând, grupul de inițiativă și în toți locuitorii din zona asta, în primul rând, vă încurajez să nu dați mâinile jos, să continuăm să luptăm pentru acest proiect, pentru că să-l ducem până la capăt. Al doilea lucru, ce rugăminte am către consilierii locali și în special către domnul președinte a Comisiei Buget, ca să ducem până la sfârșit implementarea proiectului în ceea ce ține de ridicarea topografică și proiectare. Și eu vă promit că alături de reprezentanți la Chișinău Gaz și către cei care vor câștiga licitația de proiectare, să venim iarăși aici cu dumneavoastră împreună să discutăm. Pentru că înțeleg și pe loc sunt diferite opinii cu privire la cum trebuie să arate toate lucrurile astea, adică cât trebuie să fie conectați sau să nu fie conectați, așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult ideea colegului care spunea că, într-adevăr, trebuie să fie prevăzut, să fie anticipate anumite cheltuieli, pentru că noi trebuie să prevedem pentru viitor, că astăzi avem un număr de consumatori, dar este foarte posibil să dezvolte localitatea, că este o localitate de perspectivă și, normal, trebuie să asigurăm și pentru viitor și pentru alți consumatori. Și noi trebuie să ne luptăm pentru dimensiunea asta. Acum, la nivel municipal, eu nu rămâne decât să încurajez și ceilalți consilieri din Consiliul Municipal Chișinău ca să voteze pentru proiecte cu adevărat prioritare, care să fie finanțate din bugetul municipal, pentru că nu cred că voi aveți suficiente resurse. Ar fi foarte ok dacă Chișinău Gaz s-ar asuma ca plan de investiții să facă țevele, dar nu știm în ce măsură ei vor face sau nu vor face acest lucru. Și atunci trebuie să găsim, dacă nu o să se întâmple așa lucrurile, trebuie să găsim resurse în altă parte. Și pentru asta fac apel și către ceilalți consilieri municipali ca să susțină asemenea proiecte prioritare pentru localități. Asta am vrut să vă spun. Acum, dacă aveți întrebări, opinii, puteți să le formulați, să spuneți. Da. Deci, eu am vrut